Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la o nouă miniserie pe canalul nostru de YouTube. Astăzi avem primul episod din turneul YouTuberilor, fraților, și pentru că nu am apucat să primez un intro pentru meciurile pe care le veți vedea în continuare, îl filmez acum după ce am filmat cele două meciuri. În primul și primul rând, vă întrebați ce este acest turneu al YouTuberilor. Suntem 6 oameni cu tot cu mine. Eu, Alex250, Marius, Mihni, Damian și Adelin, și practic ne-am împărțit în două grupe, fiecare grupă având câte 3 jucători, dacă vreți. Eu am fost cu Adelin și cu Mihni și am jucat fiecare cu fiecare câte un singur meci, și primii doi din grupă s-au calificat în fază eliminatorie. Exact ca și viața reală, am jucat fiecare cu fiecare, după cum am zis, fără tur-retur, și primele două echipe s-au calificat mai departe. Voi veți urmări în continuare cele două meciuri pe care eu le-am jucat în grupă și în funcție de ce am făcut o să vedeți dacă m-am calificat mai departe sau nu. Important de spus este că fiecare și-a ales cu ce echipă vrea să joace meciurile. Practic am avut voie cu o singură echipă să jucăm în tot turneul, fiecare alegându-și câte o echipă reală, iar eu am făcut o alegere foarte interesantă. Eu voi juca cu Beşiktaş, fraților, toată lumea și-a luat Barça, Real, City, pe echipele astea foarte bune, numai eu mi-am luat Beşiktaş. Și da, haideți că nu vă mai țin, fraților, hai să dăm drumul la cele două meciuri și ne vedem la finalul videoclipului cu ceva concluzii. Mă rog, începe așadar partida, după cum am zis, eu sunt cu Beşiktaş, cel este cu Bayern. Pentru mine este primul meci aici, turneul YouTuberilor, și sper să am un start bun, sper să jucăm decent. Oh, frumos, la Wagner Love. Aoleu! Da. Cred că a prins. Dează domnul Lewandowski. Opa, două Ronaldo ceapuri. Încă unul. Liberi cu centrarea. Așteaptă Leva. Și Fabricio e acolo. Bine, Fabricio. Nu știu, la echipa asta defensivă ar fi marea problemă. Atacul este absolut genial. Și de defensivă mi-e sincer frică, și iată Gobar aici. Scăpăm. Pe către Tosic. A, ce pasă. Și în atac, se întoarce Robben. O nouă pasă. Trebuie să respingem și o facem bine. Tosic către Erkin. Mai... Aoleu, Erkin, ce pasă. Robben. Central lui Robben. Trebuie să dăm cu capul și o facem. Mai mult sau mai puțin. Hai, Leva. Talisca trece bine. Și este o ratare mare de tot. Wagner Love. Fost jucător la CSKA Moscova. Aproape se deschide scorul. Gredo. Frumos la Oziakup. Oziakup. Nice. Hai, Lens. E 1-0. Lens deschide scorul. Iată-l pe Lens. Fostul jucător de la Swansea marchează. Și Beşiktaş este în avantaj la pauză. Bă, chiar mă bucur, adică formația scapă Ribery foarte bine, pasă bună la Ribery. Trebuie să se întoarcă și o face cu un Berbaspin, la care mă așteptam, sincer. Și Talisca acum. Talisca, Talisca, Talisca. Iată-l pe brazilian. Ce a făcut? Ok, forma centrarea și pare bună centrarea. Lăptura de cap însă este slabă. Și Ribery e în acest meci. Robben. Arjen Robben. Robben. Este, mă! What the fuck. Da, frate, o să te regalați la ultima fază a meciului. Robben îl învinge. Scuze pe... Da, nu contează. Ce gol. Beşiktaş. Sper să iasă bine și sper să ne calificăm mai departe. Pasă către Wijnaldum, mai departe la Mane. Mane la Firmino și 1-0 pentru Liverpool. Firmino. Wijnaldum, Mane. Scapă Mane, ușor de tot Mane și 2-0. Bă. Bă, ce pasă, nu cred. Mane. 3-0 Mane, bă, uite ce pasă dăm. Și este 3-0, minutul 39. Ok, Quaresma, așteaptă Negredo. Întoarce la Oziakup. Atunci schimb frumos de paste și este 3-1. Marchează Talisca, minutul 68, cred, nu este Talisca, este Lens aici. Combinăm și noi sfârșit bine și Lens marchează.
3 la 1 cu 20 de minute înainte de final. Salah. Da, este 4 la 1, marchează Salah imediat. Da, la Beşiktaş apărare catastrofală, asta trebuie să recunosc. Și vine Kiko Vliciul și ne luăm gol. Nu, dar apărare catastrofală la Beşiktaş, n-ai cum să te aperi cu echipa asta. Eu pe ofensivă mergeam, dacă era să merg pe ceva. Hai Negredo, frumos! Și este 4 la 2, Negredo marchează din nou. Încă un gol important și mai aducem puțin în diferență. Da, se termină meciul 8 la 2, scor final, fraților. M-am făcut de râs în acest meci, ce să mai, și părăsesc din păcate acest tuneu în genunchi. Da, fraților, cam acesta a fost episodul din tuneul YouTuber-ului și probabil singur episod, pentru că după cum ați văzut am fost eliminat în cele din urmă. Am ales Beşiktaş și mai jucasem de câteva ori cu ei și avem impresia că o echipă destul de opensă. Am avut ghinionul ca toți jucătorii mei să aibă liniuțe roșii, după cum ați văzut și voi, și Saka am ales praful. Primul meci a fost cum a fost, a fost decent, dacă nu eram egalat în minutul 90 m-aș fi calificat încă de atunci. Așa am ajuns la mâna mea în cea de-a doua partidă, în care ați văzut și voi ce s-a întâmplat, am luat bătaie cu 8 la 2. Deși puteam să pierd și acel meci, trebuia să-l pierd la o diferență mai mică de 4 goluri, pentru că Mihni pierduse cu 5 la 1. Am pierdut cu 8 la 2 și Saka am ales praf. Cu toate astea, sper că v-ați plăcut acest episod, chiar dacă eu m-am făcut de râs, sper că totuși voi v-ați distrat. Îi felicit pe toți cei care au participat la acest turneu. Și da, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să lăsați un like. Și noi ne vedem la episodul viitor. Până atunci, toate cele bune, la revedere!